Mai multe cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, dar și cei mai buni angajați din toate sferele de activitate din municipiul Soroca au fost premiați de către autorități. Evenimentul a avut loc în contextul celor 523 de ani de la fondarea orașului Soroca. Astfel, de hramul orașului, sorocenii s-au bucurat de mai multe evenimente cultural-artistice, inclusiv de un concert. Iubirea și respectul sunt ingredientele cheie ale unei căsătorii longevive și puternice. De acest lucru s-a convins cuplul Valentina și Vladimir Șveț din Soroca, care și-a sărbătorit nunta de aur. Soții spun că în acest răstimp au avut parte de reușite, dar și de greutăți. Anii trec, dar noi în suflet rămânem tineri. Au fost de toate, și bine și rău, dar am trecut peste toate. Am crescut și copii, avem două fete și doi nepoței. Pace să fie, este cel mai important acum. Premiați au fost și medicii care și-au dedicat toată viața meseriei. Acest trofeu nu este numai al meu, este al întregul Centrul de Sănătate Soroca. Eu am în spatele meu peste 40 de ani de lucru. Mă mândresc că am ajuns la așa o vârstă. Pentru a sărbători hramul orașului Soroca au venit și oaspeți de peste Prut. Mă bucur că orașul este frumos, este curat, este verde. Sperăm să putem ajuta orașul Soroca prin experiența noastră și facem acest lucru. Deja, așa cum se știe, aici la Soroca noi am reușit și am implementat un proiect de 3 milioane de euro. Municipiul Soroca este un spațiu deschis pentru dezvoltare, care provoacă tuturor oaspeților și nu doar întregii comunități o stare de liniște și este deschisă pentru viitor, pentru diverse proiecte. Spre seară, locuitorii orașului Soroca au avut parte și de un concert cu artiști din Republica Moldova.